Salut! Bine ați venit pe vlogul cu rulote! Dacă nu ați făcut-o deja, apăsați butonul de like, share și subscribe pentru a fi anunțați de fiecare dată când încarc un nou video. Ne aflăm într-o rulotă hobby care are instalată o antenă satelit automată. Este vorba de o antenă cu circumferința parabolei de 65 de cm, dimensiune arhisuficientă pentru a recepționa programele satelit românești, în cazul de față FocusSat. Mulți rulotiști preferă FocusSat deoarece este un sistem de tip prepay, puteți să cumpărați doar cartela și să o reîncărcați doar atunci când mergeți cu rulota. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pentru a folosi o antenă satelit la recepția programelor românești, aveți nevoie de un receiver sau un televizor cum este acesta, care are un slot PCI, adică slotul de aici, și care de asemenea are receiverul încorporat. Dar să lăsăm televizorul acum, să ne concentrăm pe antenă. Antena este fixată sus pe rulotă, este lipită, după cum puteți vedea aici. În momentul în care doresc să pornesc antena, îi dau curent și selectez satelitul. Acum nu ne aflăm într-o poziție favorabilă pentru satelitul Thor, dar vă voi face o demonstrație să vedeți cum se deschide. Practic, antena deja începe să lucreze, ea se ridică și va începe să caute satelitul. În momentul în care a găsit satelitul, aceasta rămâne fixată pe poziție și putem deja să recepționăm semnalul. Din păcate, satelitul Thor este exact în acea direcție, în direcția halei de lângă noi și nu vom avea succes în a găsi satelitul. Iar antena va căuta timp de aproximativ 5 minute, după care se va închide dacă nu găsește satelitul. În momentul în care doresc să închid antena, apăs pur și simplu pe butonul Home și ea merge în poziția de transport. Gata, antena a ajuns în poziția de transport. În situația în care aceasta se montează pe o autorulotă, mai există un fir suplimentar la alimentarea ei, unde poate fi legat semnalul de excitație de la alternator. Practic, în momentul în care pornim motorul, antena se strânge automat, astfel eliminăm riscul de a o agăța în crengi sau de a merge cu ea deschisă și să o rupă vântul. Eu nu sunt adeptul antenei la rulotă, deoarece atunci când ieșim cu rulota, dorim să petrecem timp liber în natură, stăm cât mai mult afară, dar dacă se dorește, există soluții și pentru aceasta. Pentru mulți dintre noi, o variantă mult mai bună decât o antenă satelit automată este un televizor smart care poate fi conectat la o rețea Wi-Fi, inclusiv la un hotspot de pe telefon și unde se pot urmări programe gen Netflix, YouTube și așa mai departe. Dacă aveți întrebări despre antenele satelit automate, puteți să-mi scrieți un coment mai jos și vă voi răspunde în limita timpului disponibil. Mă ocup în mod curent de tot ce înseamnă accesoriile la rulote și autorulote, în special de partea tehnică. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă aștept data viitoare. Numai bine!